Ganu, bine v-am regăsit. Care vine cu soluții spectaculoase de fiecare dată, pentru că vom vorbi astăzi, de exemplu, de la început, despre afecțiunile reumatice și cum se manifestă, nu? Sigur că da, dar aș vrea să știi că eu vin întotdeauna cu o mică poveste. Așa este. Aș vrea să spun o mică poveste legată de ozonificare. Cel care a descoperit ozonificarea a fost Tesla, celebrul inventator, mă rog, de origine poloneză, dar care în Statele Unite a realizat foarte multe invenții pe partea electrică. Și el a descoperit că prin ozonificarea aerului se obțin niște proprietăți fantastice. Ozonul, de fapt, este O3, deci este oxigen O2 plus un ion de oxigen. Este, dacă doriți, oxigenul ionizat. Deci, practic, viața pe Pământ se datorează prezenței ozonului în atmosferă. Da. În momentul în care stratul de ozon nu ar mai proteja atmosfera Pământului, radiațiile solare ar ucide și ar distruge toată viața de pe Pământ. Deci, practic, acest ozon, să spunem că a fost leagănul vieții, dar prin ozonificare s-au reușit performanțe deosebite pentru sănătatea umană. Și cel care a continuat munca lui Tesla a fost un medic german care, fiind pe front, în timpul primului război mondial, îi veneau foarte mulți soldați cu răni foarte grave și trebuia să caute o soluție rapidă ca acele răni să nu se infecteze. Și el a descoperit că ozonul, în momentul în care introducea într-un mediu de ozon răniții, într-un timp de mai puțin de 14 minute, erau distruși tot ce înseamnă bacterii, virus, germeni care erau în rănile soldaților și el avea o rată de recuperare de succes de 100%. Spre deosebire de ceilalți medici care pierdeau foarte mulți soldați. I s-a dus, a fost un miracol pentru soldații germani, a salvat câteva, aproape 10.000 de soldați folosind ozonul. Ei, între timp lucrurile au evoluat, a apărut ozonoterapia, care este o specialitate medicală în acest moment, dar noi la Hemed Pharma am venit cu o invenție, am încercat să ozonificăm uleiul cu CBD, uleiul de cânepă cu CBD, pentru că am constatat din experimentele științifice că prin ozonificare crește biodisponibilitatea și absorpția substanțelor active de aproximativ 10 ori. Ce se întâmplă? Noi avem o barieră dermică. Pielea noastră este, dacă doriți, cel mai mare organ al organismului, dar care are un rol fantastic în ceea ce înseamnă apărarea organismului. Fără piele am fi morți în câteva minute. Dar această barieră dermică are și un dezavantaj. Nu permite nici pătrunderea substanțelor bune în corp. Și atunci orice substanță încerci să folosești, că este administrată intern, că este administrată extern, gradul ei de absorbție este undeva maxim 25-30%. Prin ozonificare noi reușim să depășim această barieră dermică, substanța activă pătrunde în interior până la 2,5 cm și practic în acest fel crește pe de o parte absorpția, pe de altă parte biodisponibilitatea, pentru că și acesta este un fenomen interesant. Chiar dacă introduci o substanță în organism, reacția normală de apărare a organismului este să respingă orice substanță străină, să o rejecteze. Și această capacitate de a crește absorpția se numește biodisponibilitate. Ei, ca să revin la problema aceasta cu bolile reumatice, vă rog. Noi am constatat, de fapt noi, știința a demonstrat că marea problemă a bolilor reumatice este aceea că în încheietură vasele de sânge ajung foarte greu. Dacă te uiți la orice încheietură, este de culoare albă, nu este de culoare roșie. Asta datorită faptului că pătrunde o cantitate foarte mică de sânge acolo. Ei, în momentul în care tu încerci să iei un antiinflamator normal, practic el ajunge până aproape de încheietură, dar nu poate pătrunde în încheietură. Și atunci noi ne-am pus problema cum să realizăm niște substanțe care să ducă substanța activă, deci să transporte substanța activă direct în încheietură la locul dureros. Și atunci am venit și am făcut acest produs, un CBD de 5%, foarte puternic ozonificat, care duce substanța activă în încheietură. Și acolo se întâmplă trei fenomene foarte interesante. Ceea ce pacientul apreciază foarte mult este faptul că dispare durerea. Deci primul lucru, după ce dai acest produs, indiferent cât de gravă este afecțiunea, se înregistrează o ameliorare sau chiar o dispariție a durerii undeva în 2-5 minute. Dar nu acesta este fenomenul cel mai interesant, pentru că durerea în sine nu înseamnă, faptul că nu te mai doare, nu înseamnă că apare și vindecarea. Ceea ce trebuie să facem este ca în încheietura respectivă să reușim să, pe termen lung, și aici vorbim de administrare timp de
minim 6 luni, să încercăm să refacem acea încheietură distrusă. În general, durerea în încheietură înseamnă că acea încheietură este distrusă. Pe de o parte, nu mai are nici lichid sinovial. Lichidul sinovial este, dacă doriți, ca un unguent pentru încheietură. Și nu mai are, practic, ajunge să se frece os pe os și atunci devine foarte dureros. Ei, noi ceea ce ne-am propus a fost să facem și regenerarea, deci nu numai dispariția durerii, dacă doriți, efectul local, ci un efect mai amplu care înseamnă regenerarea încheietului. Și aici ne bazăm pe ceea ce face CBD-ul. CBD-ul este activatorul de celule STEM în organism, este cel responsabil, dacă doriți, cu regenerarea organismului. Și am reușit să facem acest produs care se numește Artroregen și care are o proprietate fantastică. Într-o perioadă de aproximativ 6 luni reușește să refacă încheieturile, celulele din încheieturi, se creează alte celule noi, se poate reface inclusiv lichidul sinovial și vreau să vă spun că am avut cazuri foarte grave, vorbim de o poliartrită reumatoidă, care este o boală foarte invalidantă și care în fazele mai avansate duce la acea poziție specifică, deci nu mai poți să miști mâna, exact, e ca o gheară, exact. Și nu mai ai mobilitate deloc. Da. Ei, vreau să vă spun că după persoane care au ajuns la această fază foarte avansată, timp de 2 ani nu și-au putut mișca mâna, deci încheietura practic era irecuperabil din punctul de vedere al oricărui medic. Ei, vreau să vă spun că după 6 luni au început mișcări ușoare și după un an de zile mâna se mișcă normal. Deci sunt rezultate fantastice pentru că acest CBD, pe lângă faptul că este un regenerator de celule, funcționează foarte bine și ca un modulator pentru sistemul imunitar. Deci, practic, se încearcă distrugerea celulelor care sunt bolnave, care sunt moarte și înlocuirea lor cu niște celule noi. Ei, din acest motiv, practic, în momentul acesta, bolile reumatice sunt prezent aproape la 100% în populație. Deci după anumită vârstă încep să apară. Cele mai expuse sunt încheieturile genunchilor. Deci acolo încheietura de la genunchi este cea mai expusă și care se distruge cel mai mult. După aceea sunt încheieturile de la mâini, la coloana vertebrală, unde apar aproape la toate persoanele trecute, să spunem, de 60 de ani dureri reumatismale. Ei, vreau să vă spun că lucrurile sunt foarte interesante pentru că acest CBD ozonificat are această capacitate nu numai de a elimina durerea, ci și de a regenera pe termen lung celulele distruse și se recapătă mobilitatea. Aceasta este, de fapt, marea miză în ceea ce înseamnă reumatismul. Și al treilea fenomen foarte interesant este fenomenul inflamator. În general, aceste dureri reumatice sunt asociate cu fenomenele inflamatoare. Ei, vreau să vă spun că ozonul în sine este un foarte bun antiinflamator, iar CBD-ul este unul dintre cei mai puternici antiinflamatori. Și vreau să vă spun iarăși, poate vin cu o definiție mai nouă pentru România, în esență, orice boală înseamnă o inflamație la nivel celular și la nivelul mitocondriilor. Da. Așa este, da. Deci, practic, în momentul în care reușești să lupți împotriva acestui fenomen, practic poți să ameliorezi o gamă largă de boli, nu numai bolile reumatice. Sunt foarte multe boli care pot fi îmbunătățite, dacă vreți, performanțele organismului în lupta cu aceste boli prin acest efect antiinflamator. Minunat. Bun. Am înțeles cum s-a făcut fenomenul. Există însă și efecte anti-aging ale produselor dumneavoastră. Da, asta a fost ceva care pe noi ne-a surprins foarte plăcut pentru că nu era ceea ce doream noi. Deci noi, în general, studiile care au fost făcute pe anumite afecțiuni. Dar s-a constatat că administrarea pentru o perioadă de aproximativ un an a grăbit pe de o parte regenerarea și crearea de noi celule sănătoase, da. Și acest fenomen anti-aging nu înseamnă doar că persoana respectivă are pielea mai fină sau are fața mai tânără, înseamnă că nivelul organic persoana respectivă întinerește cu între 18 și 20 de ani. Deci sunt lucruri foarte interesante și aceste studii anti-aging sunt făcute în Japonia. Ei, dacă doriți, sunt printre cei mai avansați în ceea ce înseamnă studiile anti-aging. Ei chiar au o tradiție, au cel mai mare număr de persoane trecute de 100 de ani în Japonia. Ei, și vreau să vă spun că acest efect anti-aging este foarte, foarte interesant pentru că, pe de o parte, îți prelungește perioada de viață, dar nu e vorba doar de perioada de viață, este vorba și de calitatea vieții. Duci
duci o viață sănătoasă, activă, nu mai ai dureri, poți să faci sport. Deci am rămas surprins să văd, când am fost în Japonia, persoane de 90 de ani care mergeau în fiecare seară la dans și dansau timp de o oră, o oră și jumătate. Fenomenal. Extraordinar, extraordinar. Iar efectul acesta anti-aging, din punctul nostru de vedere, este un domeniu care merită cercetat. Deci nu vrem să mergem pe această idee de a ne transforma în cyborg. Și aceasta este o direcție pe care se merge în momentul acesta cu știința. Ceea ce cred eu că este viitorul este acela de a ne reîntineri propriile noastre celule și de a putea să ajungem fără probleme la peste 100 de ani. Foarte frumos. Foarte interesante datele pe care le-a oferit domnul Hanganu. Ce ar mai fi de spus? Mai avem un minut sau două din întâlnirea noastră. Deci aici o să vă dau o informație care este, dacă doriți, de ultimă oră. Pe plan european, pentru prima dată anul trecut, consumul total de produse naturiste a depășit producția de medicamente chimice. Foarte interesant. Deci este un semnal foarte clar că oamenii capătă foarte multă încredere în aceste produse naturiste. Este foarte clar că aceasta este direcția viitorului în care trebuie să ne mișcăm. Sigur, nu trebuie să renunțăm la medicamentele chimice. Nu, una nu exclude pe cealaltă. Exact. Niciodată. Trebuie să găsim o cale de mijloc prin care să ajutăm organismul, să ajutăm oamenii să aibă o viață, o calitate a vieții mai bună și din acest motiv noi suntem foarte optimiști și uzionate cu CBD de la Hemed Pharma, zic eu că sunt situate cumva în avangarda cercetării pe acest domeniu, cel puțin în România. Noi suntem tare mândri de ce am reușit să facem până în momentul de față. Și eu vă felicit, doamnelor și domnilor, am văzut produsele domnului Hanganu, am și încercat produse de foarte bună calitate. O să povestim cândva și de experiența mea. Până atunci însă rămâne la altul de domnul Hanganu. De fiecare dată când există noutăți, mulțumim mult. După pauză avem multă muzică.